Salut! Sunt Cristian Zaidler, deputat USR București. Bine ați venit pe vlogul meu! Înainte de 1 decembrie, Ziua Națională a României, v-am rugat să-mi trimiteți numele unor personalități care, prin activitatea lor, merită recunoștința noastră a tuturor. Vă mulțumesc pentru mesajele transmise. Am ales 3 personalități care ar merita să treacă în mod simbolic pe sub Arcul de Triumf. Este vorba despre Doina Cornea, Melania Medeleanu și Vlad Voiculescu. Doina Cornea este o binecunoscută disidentă anticomunistă și printre primele voci puternice ale societății civile democratice românești. În ultimul rând, pentru gestul pe care îl faceți de a apăra în continuare acel miracol care a avut loc și care este înfăptuit de dumneavoastră. Acest miracol care nu a avut nimic comun cu ceea ce am văzut ulterior că se instalează în țara noastră. Melania Medeleanu și Vlad Voiculescu sunt inițiatorii proiectelor Magic Camp și Magic Home. Pe un scaun vom sta și noi și nu ne ridicăm până când nu vom strânge 100.000 de SMS-uri. Trimite Magic. Vă mulțumesc pentru contribuția la dezvoltarea societății românești. Avem nevoie de exemplul vostru și avem nevoie de cât mai multe persoane asemeni vouă.